Cu toții am auzit despre efectele cancerigene ale radiațiilor. Radiațiile sunt forme de energie cu nume științifice care sună înspăimântător, cum ar fi razele gamma, particulele alfa sau razele ultraviolete. Într-adevăr, radiațiile au efect nociv asupra corpului uman, însă ele pot fi întâlnite numai în locuri precum Cernobâl, nu? Ei bine, nu este chiar așa. De fapt, multe obiecte și alimente obișnuite emană anumite niveluri de radiații. Chiar dacă nu te prăbușești în clipa în care atingi sau consumi ceva de pe această listă, este indicat să cunoști ce anume conțin aceste lucruri. Așadar, iată 15 lucruri obișnuite care ne expun la radiații. 1. Nucile braziliene. Nucile braziliene sunt probabil cel mai radioactiv aliment pe care îl poți mânca. Acestea conțin potasiu -40, respectiv radiu -226. Deși radiul nu este reținut de organism pentru foarte mult timp, nucile sunt de aproximativ 1000 de ori mai radioactive decât alte alimente. Rădăcinile copacilor care produc nuci de Brazilia pătrund atât de adânc în pământ încât ajung în solul bogat în radiu. Radiul, element chimic radioactiv, ajunge apoi în nuci, firește, în cantități foarte mici. 2. Bananele. Deoarece conțin izotopul potasiu -40, bananele emit cantități mici de radiații, pe care un dispozitiv Geiger le poate repera. Nu este ceva de care trebuie să vă faceți griji decât dacă transportați o grămadă de banane peste granița internațională. Bananele pot declanșa o alertă de radiații pentru autoritățile care caută material nuclear. Să nu credeți că bananele și nucile braziliene sunt singurele alimente radioactive. Practic, orice aliment care este bogat în potasiu pot conține o cantitate mică de radioactivitate. Printre acestea se numără cartofii, morcovii, fasolea sau carne. Totuși, pentru a te simți rău de la radiații, ar trebui să mănânci aproximativ 500.000 de banane, ceea ce nu prea e posibil. 3. Nisipul pentru pisici. Nisipul pentru pisici este suficient de radioactiv pentru a putea declanșa alerte de radiații la punctele de control internaționale de frontieră. De fapt, nu trebuie să vă faceți griji legat de toate așternuturile pentru pisici. Doar lucrurile făcute din argilă sau bentonină se încadrează în lista noastră. Izotopii radioactivi apar în mod natural în argilă. Cercetătorii au realizat un studiu, iar conform acestuia, americanii cumpără aproximativ 50.000 de lire sterline de uraniu și 120.000 de lire sterline de toriu sub formă de așternut pentru pisici în fiecare an. Probleme pot apărea atunci când nisipul pentru pisici ajunge în gropile de gunoi sau în apa potabilă. În esență, nisipul nu reprezintă un mare pericol pentru pisici sau pentru stăpânii lor. Cu toate acestea, a existat o eliberare semnificativă de radionuclizi sub formă de deșeuri de animale de companie de la pisicile tratate pentru cancer cu radioizotopi. 4. Hârtia lucioasă. Hârtia își primește luciul de la o argilă albă, denumită coalin. La fel ca în cazul nisipului pentru pisici, materialul este radioactiv deoarece conține urme de uraniu și toriu. 5. Exploatările de cărbune. Din cauza substanțelor radioactive eliberate prin fum, cei care locuiesc la sub 80 de km de o exploatare minieră sunt expuși la mult mai multe radiații decât cei care locuiesc la aceeași distanță de o centrală nucleară. 6. Vesela veche. În anii 60, fabricanții de obiecte din ceramică foloseau toriu, potasiu -40 și chiar și oxid de uraniu pentru a smălțui vasele. Consumul unor mâncăruri din astfel de farfurii poate face ca elementele radioactive să ajungă în corp. 7. Detectoarele de fum. Aproximativ 80% dintre detectoarele de fum standard conțin o cantitate mică de izotop radioactiv americiu -241 care emite particule alfa și radiații beta. Totuși, izotopul este izolat cu o serie de folii și alte materiale specifice și este păstrat în siguranță în detectorul de fum. Astfel, el nu prezintă niciun risc real pentru tine, asta dacă nu ai de gând să spargi detectorul de fum și să inhalezi sursa radioactivă. O preocupare mai semnificativă de-a lungul anilor este eliminarea acestor detectoare de fum și înlocuirea lor cu variante mai prietenoase cu mediul. De ce? Ei bine, americiul se acumulează în gropile de gunoi sau oriunde sunt aruncate detectoarele de fum după ce nu mai sunt folosite sau nu mai sunt bune. 8. Berea și băuturile carbogazoase. Când o bombă nucleară este detonată, distruge aproape orice vietate și construcție aflată în acea arie. Însă există și lucruri pe care o bombă nucleară nu le distruge. Între 1945 și 1960, americanii au efectuat în cadrul operațiunii Teapot 14 teste nucleare în care au dorit să observe modul în care se comportă diferite alimente și băuturi expuse la un bombardament nuclear. Sticlele de bere și dozele de băuturi carbogazoase au fost plasate la diferite distanțe de locul detonării. Cele mai apropiate se aflau la doar 322 de metri depărtare de locul detonării, în timp ce altele erau îngropate în baxuri la o adâncime de câțiva zeci de centimetri sub pământ. Deși berile și băuturile răcoritoare cele mai apropiate de explozii au devenit ușor radioactive,
cercetătorii au stabilit că încă pot fi consumate de om. De asemenea, cele îngropate nu au avut niciun fel de problemă, ceea ce a făcut pe experți să afirme faptul că berea și băuturile carbogazoase ar putea fi cel mai sigur lichid de consumat în cazul unui război nuclear. Bineînțeles, căutarea unei bere coritoare sau unei băuturi carbogazoase nu ar trebui să fie prima noastră prioritate în cazul în care o bombă atomică cade în apropiere. O explozie nucleară generează un nor radioactiv, iar ieșirea în spațiu deschis ne-ar putea pune în pericol viața înainte de a descoperi prețioasa băutură. Totuși, ar mai fi de menționat că în ciuda faptului că am supraviețuit un asemenea atac, consumul în exces de astfel de băuturi ne afectează la rândul lor sănătatea. 9. Blaturile din granit. Blaturile de granit, adesea folosite în bucătării, conțin urme de uraniu și toriu. Uraniul se descompune în radiu, care se descompune mai apoi într-un gaz numit radon, care poate afecta serios sănătatea. Din fericire, cea mai mare parte a lui rămâne în structura granitului. 10. Daromad, pastă de dinți radioactivă. Chiar dacă nu mai există în prezent, trebuie menționată povestea pastei de dinți radioactive Daromad. În timpul celui de-al doilea război mondial, o companie germană efectua cercetări asupra luminescenței, a radioactivității și a compușilor de uraniu și toriu. Unul dintre produsele comerciale ale companiei era și Daromad, pastă de dinți pe bază de toriu, a cărei reclamă sună aproximativ așa. Radioactivitatea întărește apărarea dinților și gingiilor. Celulele sunt încărcate de noua energie vitală care combate efectele distrugătoare ale bacteriilor. Astfel, se explică excelentele rezultate obținute în combaterea cariilor și a problemelor gingivale. Pasta de dinți albește profund și delicat dinții, chiar și utilizată în cantități mici. Producția a fost oprită înainte de 1945, deoarece a constituit dovada că în unele centre de cercetare atomică din Germania nazistă erau folosite baterii experimentale și unități de separare a izotopilor. Studiile germane erau, astfel, mult mai avansate decât cele ale americanilor sau sovieticilor. 11. Luminile fluorescente. Neoanele cilindrice, care produc acea lumină neliniștitoare în clădirile de birouri și în sălile de clasă, conțin adeseori izotopul radioactiv Krypton-85. Izotopul radioactiv nu este o problemă decât dacă becul este spart. Chiar și atunci, toxicitatea altor substanțe chimice depășește de obicei orice risc cauzat de radioactivitate. 12. Telefoanele mobile. Telefoanele mobile emit unde radio care ar putea crește riscul de cancer sau ar putea altera funcționarea creierului. Din păcate, studiile care atestă efectele nocive ale telefoanelor mobile asupra sănătății sunt prea puține menționate în mass media. Chiar dacă industria de telecomunicații este interesată de promovarea unei imagini inofensive în ceea ce privește radiațiile non-ionizate, cum sunt cele emise de telefoane, realitatea este alta. Conform unui studiu realizat de cercetători americani, șoarecii de laborator expuși chiar și la doze foarte mici de radiație emisă de telefoane și rutere Wi-Fi au dezvoltat o formă foarte rară de tumoare a celulelor nervoase șoan. Poate că ar trebui să mai lăsăm puțin telefoanele din mână în cazul ăsta. 13. Pietrele prețioase iradiate. Unele pietre prețioase, cum ar fi zirconul, sunt radioactive în mod natural. În plus, mai multe pietre prețioase pot fi iradiate cu neutroni pentru a le îmbunătăți culoarea. Exemple de pietre prețioase care pot fi îmbunătățite de culoare includ berilul, turmalina și topazul. Deci, dacă aș fi în locul tău, probabil m-aș feri de aceste pietre. 14. Țigările. Aproape toți fumătorii știu că țigările sunt dăunătoare sănătății, având aproape 4000 de substanțe chimice, dintre care peste 60 sunt considerate cancerigene. Ce nu știu însă este că pe lângă gudronul și nicotina din țigări, în compoziția unei țigări se regăsește și polonium-210, o substanță radioactivă letală. Marile companii producătoare de țigări au ținut ascunse timp de aproape 50 de ani peste 1500 de documente care dovedeau existența acestor substanțe în compoziția țigărilor. Poloniul-210 este responsabil pentru aproximativ 1% din totalul cazurilor de cancer pulmonar și este prezent în frunza de tutun. Cu toate că producătorii au încercat să scape de substanță prin spălarea frunzelor, nu au reușit în totalitate. 15. Radiografiile și tomografiile. Nu este un mister faptul că aparatura de imagistică medicală emite radiații. O singură radiografiere a toracelui emite în doar o secundă o cincime din cantitatea de radiații pe care o centrală nucleară are voie să o emită într-un an întreg. O tomografie craniană însă emite cam de 8 ori mai multe radiații decât li se permite centralelor nucleare să emită într-un an întreg. Cam atât și pentru ziua de azi. Dacă ți-a plăcut, ajută-ne cu un like, un comentariu și un subscribe. Pe data viitoare!